Eu nu am primit cu bucurie invitația de a mă implica în proiectul Gal Urban Rădăuți. Cred că este primul proiect de la Gal Urban. Nu ca fiind unul din primele proiecte de acest gen în care mă implic, m-am mai implicat și pentru așezământul Sfântului Ierarh Leontie într-o acțiune aproximativ similară. Practic, despre ce este vorba? E vorba despre un târg care se organizează vineri, sâmbătă și duminică, deci pe perioada de 3 zile, în Parcul Central, Parcul cu Foișori de la Rădăuți, un târg în care copiii de la Centrul Maria Vard vor vinde niște produse făcute chiar de ei, acțiunea noastră culminând cu un cocktail adresat oamenilor de afaceri, care va avea loc tot în această locație, oamenilor cu dare de mână din Rădăuți, care să vrea să pună și ei umărul, pentru că să sponsorizezi nu este, cred, pe termen lung cea mai bună idee și cred că pe termen lung, așa cum scrie în invitația de la cocktailul de caritate, nu-i dau unui om un pește, dă-i o undiță și învață-l să pescuiască. Asociația Gal Urban Rădăuți este o asociație care a fost înființată în anul 2017, în jurul lunii septembrie. În 2018 a obținut prima finanțare, respectiv strategia de dezvoltare locală, care sumează un buget de 7.149.000 de euro. După care semnarea contractului de finanțare a avut loc pe data de 4 septembrie 2018. Practic, din momentul ăla noi am început activitatea. Ca să înțelegeți și bugetul asociației cum este, noi acum avem anumite linii de finanțare pe care primăria va veni și le va accesa, obținând astfel investiții în cadrul teritoriului municipiului Rădăuți. Noi, ca asociație, nu ne oprim doar aici, avem mai multe proiecte în desfășurare, inclusiv proiectul pentru centru social. Ea a obținut o finanțare din fonduri guvernamentale pentru achiziția de utilaje de producție, gemuri și dulcețuri tradiționale, singura problemă fiind acum spațiul de producție. Evenimentul din data din 19, 20 și 21 are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea acestui spațiu de producție, astfel încât ei să ajungă autofinanțați, să nu mai trebuiască să ceară bani din stânga și din dreapta, în contextul în care fac atât bine pentru comunitățile locale. Gal Urban Rădăuți am plecat de la obiectivul principal, și anume combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Și m-aș referi aici în trei termeni. Suflet, ca să reușești să faci ceva pentru oameni, pentru oamenii mai defavorizați din municipiul Rădăuți, din zona urbană marginalizată, așa cum sunt prinși ei în strategia de dezvoltare aprobată, ai nevoie de oameni cu suflet. În același timp de calitate. Calitate ca să lucrezi cu cei mai buni. Acest târg de primăvară îl avem aici pe Rădăuți Ziar și în persoana domnului Corneliu Cârdeiu, care a răspuns prompt și, indiferent de programul încărcat pe care îl are, a răspuns la necesitățile noastre și în sensul că s-a organizat sau încercăm să se organizeze în cele mai mici detalii acest târg. La fel, primăria municipiului Rădăuți, prin primar Nistor Tătar, dincolo de faptul că este primar, este și președinte la Comitetul Electoral Gal Urban Rădăuți, care, prin tot ceea ce înseamnă logistica desfășurării acestui eveniment pe parcursul celor 3 zile, a pus totul la dispoziție. Și cuvântul care este reprezentativ din punctul meu de vedere este caritatea. Caritatea sunt acele acte prin care fiecare dintre noi, care am primit la un moment dat de la Dumnezeu sau prin munca noastră, să încercăm să oferim celorlalți. În speță, astăzi este vorba despre Centrul Maria Vard și sora Felicitas este reprezentanta astăzi aici. Prin toate activitățile, prin tot ceea ce au făcut acei oameni care în aceste trei zile, mă refer aici la copii, la grupuri individuale, la coruri, de la diferite unități de învățământ, la persoane, la organizații, la persoane fizice până la urmă, au răspuns prompt și sperăm ca la final o parte din acest proiect, cum a spus și maestru Cornel Cădere, să se transforme în realitate, ca cei copii să reușească ca singuri să-și manifeste interesul pentru a produce, până la urmă nu de a primi. Centrul Maria Vard din Rădăuți se adresează copiilor, special care provin din familii defavorizate, cu risc de abandon școlar și abandon de familie. Scopul centrului este prevenția, practic, pentru ca să nu ajungă instituții de stat. Ceea ce ne dorim foarte mult prin acest târg, este să creăm un sistem de autofinanțare a centrului Maria Vard pe termen lung, cu resursele pe care le avem și cu ceea ce deja am primit. Și sunt încântată că comunitatea locală și Primăria Rădăuți și Asociația Gal Rădăuți este implicată în acest proiect.
Asta înseamnă că comunitatea este sensibilă la această realitate socială și copiii care vin la centru au șansa de a avea un viitor mai bun prin ceea ce facem noi, prin toate activitățile pe care le facem. Mă bucur că totuși realizăm și avem obiective pe fonduri europene pe acest program. Le mulțumesc colegilor pentru că modul din care s-au implicat, că nu m-am implicat eu singur, ne-am implicat toți împreună. Atât domnul Preda, domnul Munteanu, domnul viceprimar, sunt societăți, persoane fizice și juridice, fără ele nu putem să realizăm acest obiectiv. Într-adevăr, este o acțiune caritabilă, care se manifestă într-o zi de o însemnătate deosebită pentru noi, pentru cei catolici, de confesiune catolică, este Paștele, nu? Da. Uh-huh. Pentru noi sunt Floriile, deci sunt două sărbători foarte mari. Și zic că în aceste zile de sărbătoare să ne facem timp să participăm cu cât mai mult acțiune caritabilă. Într-adevăr, noi în municipiul Rădăuți avem avem orfelinatul Sfântului Ioan Leontie, avem Centrul Maria Bart, mai avem un centru care aparține de Consiliul Județean, Universul Copiilor, deci suntem într-o zonă în care totuși avem grijă și sunt, și zic eu, sunt desfășurate activități în condiții cât de cât normale. Și le mulțumesc tuturor celor care se implică în comunitate pentru acest lucru. Nu este ușor,